Bună ziua, dragi slăniceni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce s-a întâmplat în primărie în acești patru ani de zile. În acești patru ani în primărie am reușit să îmbunătățim modul de lucru. Primul, primul, prima decizie pe care am luat-o când am văzut că plătim chirie pentru buletine acolo în spațiu de la poliție și cetățeanul trebuia să se ducă până acolo, după care venea la primărie, te ia iar se ducea la poliție. Am luat decizia și am redistribuit spațiile de la parterul clădirii și astăzi evidența populației funcționează la parterul clădirii și peste acest aspect, acolo sunt două persoane angajate și am distribuit și anumite sarcini din primărie către aceste persoane, spre exemplu, controlul comercial, monitorizarea parcărilor este ținută de persoane ca să eficientizăm banul public. De asemenea, am mutat caseria la Imposte și Taxe și am eficientizat zona aceea, am schimbat mobilierul, care este de altfel donat din bugetul meu personal, n-am spus-o niciodată, dar acum trebuie să știți că tot mobilierul de la Imposte și Taxe este donat de mine și scopul principal a fost ca cetățeanul să nu stea, cum era înainte, la un ghișeu, dacă vă amintiți, să așa parcă aveai ceva de cerșit acolo stai față în față cu angajatul din primărie și angajatul trebuie să te consilieze și să te respecte pentru că dumneavoastră contribuabilii noștri sunteți cei care ajutați să dezvoltăm localitatea și salariul funcționarului public este achitat din contribuția dumneavoastră și am adus câteva aspecte care dau dovada respectului meu al nostru către cetățeni. În primărie s-au îmbunătățit de la uh, imprimante, avem toate imprimante și A3 și A4 și color noi nouțe achiziționate în 2019. Avem achiziționate centrale termice noi nouțe. Erau niște centrale. Gândiți-vă că primăria s-a pus în funcție în 2007, uh, în 13 ani au evoluat foarte mult eficiența energetică, centrale în condensație, care consumă mult mai puțin curent. Am achiziționat servere, am achiziționat calculatoare. Toată lumea are calculatoare. Cei care uh, au avut nevoie de, de laptopuri le-am cumpărat laptopuri și suntem la momentul acesta uh, într-o altă etapă în care digitalizăm, uh, practic, relația noastră cu cetățeanul. Am. Uh, deja am aplicat la ghiseu.ro și în două săptămâni vom, vom, avea posibilitatea să vom oferi posibilitatea cetățenilor să-și plătească electronic impozitele și taxele. Deja s-a făcut selecția băncii comerciale care va face acest lucru pentru că asta este procedura și foarte curând vom trece la etapa a doua în care orice cetățean care vrea să uh, vadă ce impozite și taxe are, care este situația lui în primărie, poate să intre automat și să-și vadă baza de date. Bineînțeles, securizată, conform normelor, nu avem voie să, conform legii privind protecția datelor cu caracter personal, nu avem voie să facem publice anumite aspecte, dar s-a aprobat chiar la ultima ședință de Consiliu achiziționarea unei centrale telefonice digitale, care lucrează cu robot, în sensul în care dumneavoastră, cetățenii, când veți suna, veți putea ajunge la un interior sau veți putea lăsa un anumit mesaj pentru angajații din primărie, pentru primar, pentru cei de acolo. De asemenea, am trecut la comunicare modernă, avem WhatsApp, avem adrese de comunicare. Avem inclusiv, dacă mergeți la izvoare, o să vedeți că toate panourile noi au cod QR și facem o legătură între informațiile din teren și informațiile din de pe site-ul primăriei. A fost îmbunătățit site-ul primăriei, toate ședințele de Consiliul Local au fost filmate și distribuite și dumneavoastră le puteți vedea și astăzi, cu patru cu ani în urmă am început acest proiect și Mă bucur că reușim să facem această transparență. De asemenea, avem audiențe online, un, o pagină pe care dumneavoastră vă puteți scrie nevoile și primarul vă răspunde nevoilor dumneavoastră. Am îmbunătățit, am achiziționat o Dacie MCV, pentru că aveam o singură dacia aia, a poliției locale pe care o foloseam cu toții și. Nu era suficientă o dacie modernă care ne ajută în deplasare, dar și cu un consum redus de carburant. Am reușit să achiziționăm un generator de 52 de kW care pornește automat atunci când se ia curentul și ne permite să funcționăm în continuare, inclusiv pe situații de urgență. Am, am luat măsuri importante și sper, inclusiv sistemul de detecție de incendiu și de efracție, care de altfel este necesar pentru a primi autorizația de funcționare, le-am pus la punct. Uh, angajații au fost instruiți, au participat la cursuri, suntem astăzi în situația în care toți angajații au un echipament de lucru, de protecție, avem instrumente când ieșim în teren de la aparat de fotografiat sau uh, roată de măsurat distanțe sau alte investiții pe care noi le-am făcut în primărie ca să eficientizăm și scopul principal a fost să uh, creștem performanța, să facem în așa fel încât angajații să aducă randament, dar și de a crește veniturile la bugetul local. Vă dau numai un exemplu, activitatea de cadastrare, de clarificare a uh, terenurilor și clădirilor din zona camping sau din zona de stațiune a crescut uh, volumul de venituri și continuă acest proces pentru că este normal ca uh, noi să creștem veniturile la primărie, nu din uh, creșterea veniturilor la populație, pentru că, uh, așa, dacă facem o comparație, la, Pe Valea Sănicului, în ultimii trei ani de zile s-au redus cu 20% în impozitele și s-au adus la adevărata uh, valoare impozitele agenților economici. Pentru că fosta guvernare a redus de 7,5 ori impozitele la agenții economici, în detrimentul persoanelor fizice, unde nu a redus deloc. Și a trebuit să facem echitate și mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Și astăzi un agent economic de la Sănii Moldova plătește ceva mai puțin decât un agent economic de la Târgu Ocna, da? adică nu am sărit calul, cum se spune, dar populația a, avut, a beneficiat de o reducere a acestui impozit, dat de faptul că nu am reușit să oferim foarte, multe, foarte mult confort, mai ales infrastructură, apă, canal pe Valea Stănicului. Și atunci am luat această decizie și să vede că cetățeanul simte că i s-a dat atenție și că nu, nu plătește un impozit care ajunge într-o gaură undeva, ci este chipzuit banul public și aici pot să vă spun că de la un buget de puțin peste 6 milioane de roni, 60 de miliarde de lei vechi, astăzi avem un buget de 100 de milioane de roni și în principal. Nu din creșterea impozitelor și taxelor cetățenilor, ci din identificarea unor sume care pot veni la bugetul local în plus. Vă dau un exemplu. Din taxa specială de la recepție avem în jur de 500.000 de lei anul trecut, din parcare avem 180.000 de lei. 680.000 de lei, aproape 10% din bugetul local, numai din aceste taxe. Din taxa de părăginire avem 400 și ceva de mii de lei. Vedeți, sunt anumite anumite anumiți bani care au fost aduși în bugetul local din diferite surse, fără să afectăm buzunarul cetățeanului, dar l-am întors în beneficiul și, bineînțeles, al turistului, pentru că din taxa specială nu putem să facem decât în frumusețare și pe la izvoare ce avem de făcut uh, acele uh, explorări, cheltuielile aferente explorărilor care, pe care noi le facem numai din taxa specială. Uh, sunt bucuros că astăzi, în primărie, găsiți uh, un climat mai prietenos de lucru, găsiți uh, o atmosferă mai aplecată către. Uh, cetățean și vă asigur că pe viitor lucrul acesta se va îmbunătăți și pas cu pas vom ajunge și noi în linia întâi, în linia orașelor, în linia localităților care au respectul maxim pentru cetățean.